Vă salut, dragele mele! O nouă zi, o nouă provocare, o nouă destinație către noi aventuri, cum îmi place mie. Soțul meu se ține de surpriză în rău în ultimul timp. Și astăzi este duminică. Am venit într-un loc tare, tare frumos și profităm la maxim. Mă scuzați că ridic un deal, dar și în general așa și răsuflu eu în ultimul timp, pentru că burta este extrem de mare deja, așa, ca să avem o amintire. Și am venit toată familia să petrecem timp și să vedem locuri frumoase. Profităm și noi cât spate de vremea bună și să vedem cu ce ne surprindea astăzi natura. De mult se poate auzi, pentru că bate vântul foarte tare, dar nici nu am să vorbesc foarte mult în acest vlog, am să savurez imaginele, timpul, secundele, pentru că vreau să, într-adevăr, cumva să prind un vibe de acesta mult, mult pozitiv, nu știu cum, să-mi încarc bateriile, așa mai bine să spun. Thank you.
acolo sus, ne-am coborât de jos să vedem valurile mării. Bate vântul foarte, foarte tare, dar e atât de frumoasă vremea și valurile acestea fac tot efortul care l-am depus până aici. Dar ce faci tu acolo, mam? Treabă! Așa, cum mergem la mare, cum băiatul are treabă, da, Leo? Mami! Mami! Are treabă, băiatul! Vorbesc un pic cu voi și vă spun că am fost jos la mare, la plajă și acum ridicăm înapoi, dar vine așa ca un fel de jos în sus, ca un fel de piramidă, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Așa, extrem de greu să ridici atâta, sunt foarte mulți scări și cred că vlogul ăsta azi mă vedeți numai o făind, pentru că am vrut la mare, am vrut frumbrată, dar eu singur câteodată nu mă aștept ca să fie posibil să am atâta forță în mine și să mă opresc un pic și să merg atât de mulți kilometri. Să-ți mi-o spune că numai 600 de metri, dar eu nu cred. Atunci când trebuie să mergi pe jos și mai ai și o burtică, 600 de metri se fac ca 600 de kilometri. Glumez, desigur, dar e foarte greu. Vremea cumva s-a mai liniștit, nu bate atât de tare vântul, dar da, aventurile noastre sunt foarte interesante. Nu ar încurca o cafea aici acum, dar sper eu că vom opri de la o cafenea să-mi iau o ciocolată caldă și să mai prind forțe noi. Am rămas în urmă pentru că adevăr este foarte greu. Drumul este foarte bun, dar cum spuneam, eu sunt foarte greu de mișcat, vă țin așa și vă mut dintr-o mână în alta, dar cumva îmi place extrem de tare această vreme și am nimerit-o eu cu roche, nu sunt îmbrăcat tare gros, dar oricum e foarte caldă. Ceea ce îmi doresc eu e să transmit cât mai multă simplitate, pentru că la editare mă stăruie nu tare mult să tai din videoclip, dar mai mult va fi așa, un clip de momente frumoase, relaxant, și sper eu că am să pot să transmit dincolo de ecran cât mai multe momente frumoase și energie bună. Acesta este scopul meu. Nu am scopul de a transmite perfecțiune. Spuneam că acest canal nu este despre perfecțiune, ca să nu fiu judecată dinainte. Acest canal l-am creat special pentru vloguri, pentru așa, special pentru anumite momente din viața noastră. Fix așa cum se petrec lucrurile. Spre exemplu, mie îmi plac așa astfel de vloguri și mă inspir foarte mult. Eu urmăresc foarte multe mămici pe YouTube
care fac lucrul acesta și îmi place, semn de tare. Dragile mele, mă uit că deja ajungem la mașină, așa că am prins un moment de liniște și vreau să închei acest vlog aici. Nu știu ce vom mai face pe ziua de astăzi, dar vreau să fac încheierea aici. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, dacă ați vizionat până la sfârșit. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Eu vă pup și vă doresc o zi minunată!